Bună ziua! În acest video vom vorbi despre ce reprezintă și cum funcționează izolațiile termice reflective, cel mai des cu strat de aluminiu. Acestea mai sunt denumite și izolație reflexivă, folie sau barieră radiantă, ecran radiant, folie de aluminiu cu spumă de polietilenă cu bule de aer sau cu alt tip de termoizolație. Îmi pare rău să o zic, însă sunt mulți proști care nu știu cum funcționează folia respectivă și fie o folosesc în combinații unde ulterior obține mai multe probleme decât beneficii, ori folosirea ei este complet inutilă, reprezentând banii aruncați în vânt. Foliile respective în ultimii ani se folosesc și la acoperișe și mansarde, tavane, poduri, pereți pe structură de lemn, metal sau alte materiale, la izolarea țevilor, conductelor, tubulaturilor, la ferestre, uși, se mai pune și după calorifere și chiar se aplică și în diferite structuri închise, cum ar fi în șape de beton, sub linoleum, etc. Și chiar putem găsi bariere de vapori sau folie anticondens care au un strat reflectiv de aluminiu. Pentru lenoșii care nu au timp să vizioneze întreg video, expun următoarele. Foliile de aluminiu reflective sunt inutile în spațiile închise, cum ar fi, de exemplu, un șape de beton, pereți închiși, acoperișe și așa mai departe, unde nu se lasă cel puțin câțiva centimetri spațiu de aer pentru ca folia dată să aibă ce reflecta. De ce? Deoarece ca să lucreze, aceasta trebuie să reflecte ceva. Și cum puii mei să reflecte ceva când stă închisă, de exemplu, între placa monolit și șapa de beton? Mai puneți capul în mișcare un pic. Pentru restul persoanelor care înțeleg că o informație înțeleasă corect îi poate ajuta să ia deciziile corecte, am pregătit explicații la acest subiect, divizate în câteva mini-categorii de analize, pentru a înțelege cum funcționează aceste izolații sau folii de aluminiu. Așadar, în primul rând, haideți să vorbim puțin despre transferul termic. Așadar, ca să înțelegem cum funcționează termoizolațiile reflective, trebuie să înțelegem cum are loc transferul și fluxul de căldură. Există trei moduri de a transfera căldura: conducția, convecția și radiația. Conducția sau conductivitatea termică reprezintă transferul energiei termice prin contactul direct cu un obiect. De exemplu, dumneavoastră puneți mâna pe un obiect fierbinte și simțiți deodată căldura respectivă. Căldura se transmite prin trecerea energiei cinetice de la o moleculă la vecina ei moleculă. Și tot așa, din aproape în aproape. 2. Convecția reprezintă transferul termic de la un mediu la altul, care influențează al treilea mediu sau obiect. De exemplu, când focul arde, focul încălzește aerul, iar aerul deja încălzește mâinile dumneavoastră. Adică gazul încălzit se dilată, devine mai ușor decât gazul din prejur și se ridică, ducând cu el și căldura înmagazinată. Și 3. Avem radiația, unii mai zic reflexie. E cazul în care căldura se transformă în unde electromagnetice, de exemplu ca lumina, și se transmite prin orice mediu care este transparent la undele respective. De exemplu, soarele încălzește pământul prin radiație, compusă în mare parte din lumină vizibilă. Acum, orice material și chiar și orice ființă vie sau obiect transferă și rezistă în același timp transferului de căldură. Deosebirile în aceste procese țin de cum are loc conducția, convecția și radiația pentru fiecare material în parte, care deja depinde de formă, mărime, densitate, greutate, permeabilitate, structură și tot așa. Foarte mulți când analizează transferul termic, dau următorul exemplu. Dacă temperatura peretelui la interior va fi de plus 18 grade Celsius, iar la exterior minus 10 grade Celsius, căldura va tinde dinspre interior spre exterior, fapt pentru care trebuie de termoizolat la exterior ca să oprim acest transfer. Este corect ce se spune, însă imaginea respectivă nu este deloc una completă.
Așadar, transferul termic, care are loc prin contactul direct al peretelui, adică de la moleculă la moleculă, este prin conducție. Dacă luăm o structură a unui perete în parte, atunci transferul sau fluxul de căldură are loc. Doar 5-7% prin conducție, adică contactul fizic, 15-28% prin convecție și între 65-80% prin radiație. În unele surse am găsit că îndeopște transferul de căldură prin radiație, vara, poate ajunge și la 85-93% și până la 70-75% iarna. Cum căldura mereu caută să se echilibreze și direcția este de la cald spre frig, conducția și radiația întotdeauna are direcția de la cald la rece și niciodată invers, fiind în practic orice direcție spațială. Excepția de la regulă este în cazul convecției și curenților de aer. Deci, cu alte cuvinte, în general, căldura dintr-o încăpere, iarna va tinde spre exterior, spre unde este mai rece. Iar vara invers, dacă afară este mai cald, căldura de afară va tinde în casă unde este mai răcoare. Acum haideți să vorbim puțin despre radiație, apropiindu-ne ușor-ușor de care este legătura între radiație și izolațiile respective. Căldura se transformă în unde electromagnetice, ca lumina, și se transmite prin orice mediu care este transparent la undele respective. Iar în cazul unui perete, fluxul este de 65-80%. La prima impresie, oarecum poate trece aceste unde electromagnetice prin perete și de ce este așa de mare procentajul? Ascultați în continuare ca să înțelegeți. Spectrul radiațiilor electromagnetice este împărțit după criteriul lungimii de undă în câteva domenii. De la frecvențe joase spre cele înalte avem radiațiile sau undele radio, microunde, radiații infraroșii, radiații luminoase, radiații ultraviolete, radiații X, rentgen și radiații gamma. Radiația electromagnetică, indiferent de frecvență, poate suferi diferite fenomene. Interferență, reflexie, refracție, difracție, absorpție și cele mai multe din ele sunt invizibile, nu ca lumina care este vizibilă. În general, ce ține de radiație și ce ne interesează pe noi este fluxul de căldură legat de două noțiuni, absorpție și emisivitate. Așadar, haideți în continuare să vorbim despre radiația în cazul izolațiilor reflective. Acum, legătura între izolațiile reflective și radiație este că radiația este procesul prin care undele sunt transmise prin spațiu la distanțe foarte mari de la un obiect al cărei temperatură este de peste 0 grade Celsius, adică trebuie să existe o distanță X între un obiect cu temperatură pozitivă și care emite căldură și alt obiect care o absorbe și o reflectă. Și ca un material, în cazul nostru izolațiile reflective, să funcționeze, acest material trebuie să aibă o emisivitate și absorpție mică, de doar câteva procente, și o rată a rejecției radiației respective extrem de mare, de peste 90%. Ca să folosesc o analogie, o să dau următorul exemplu. Multe persoane folosesc panourile infraroșii ca să se încălzească. Iată, razele infraroșii lungi, acestea doar nu au temperatură, ci doar energie. Și iată, când aceste aparate emit această radiație, fenomenul este denumit emisie. Fluxul de raze infraroșii călătoresc în toate direcțiile și când ating suprafața unui obiect, acestea sunt absorbite și doar atunci căldura este produsă în acel obiect. Și deja mai departe căldura se răspândește în masa obiectului prin conducție, însă totuși cea mai mare cantitate produsă este de la razele infraroșii. Eu sper că ați înțeles. Fluxul de raze de unde vine radiația se numește emisivitate și este asociat și cu abilitatea suprafeței de a absorbi o parte din razele de căldură. Iar acele raze care nu se absorb, ci sunt respinse, sunt reflectate înapoi.
Materialele care nu resping razele respective au niveluri de absorpție și emisivitate de peste 90%. Pe când în cazul izolațiilor cu folie de aluminiu, situația este complet inversă. Materialele respective resping foarte bine razele, având niveluri de absorpție și emisivitate de doar 2-3 până la 8-10% și având deci o rată de respingere, adică reflecție, de 90-95-97%. Și iată cum sunt eficiente aceste folii. Acestea reflectă aceste unde, raze, radiația respectivă înapoi în spațiul de unde vine. Dacă, de exemplu, acestea sunt puse la interior, aceste folii reflectă căldura înapoi în interior, în loc să o transmită afară. Să ne imaginăm că dumneavoastră, de exemplu, cumpărați o folie izolantă cu strat de aluminiu cu o reflectivitate de 95% și o montați pe un perete. Să zicem că iarna, în casă este cald și afară este frig. În cazul dat, foarte simplificat, partea cu suprafața caldă va reflecta 95% din radiație și va absorbi undeva doar 5%. Pe când partea cealaltă, pe partea rece, care este în contact cu peretele, suprafața acestei folii va emite sau radia doar 5% din radiație. Înțelegeți? După cum deja țineți minte, între 65 și 80% din căldura care trece printr-un perete este anume căldură radiantă, transfer de căldură care se datorează anume radiației, iar acest lucru, ca să aibă loc, trebuie să existe un spațiu de aer de minim câțiva centimetri pentru ca fenomenele radiante să aibă loc. În caz contrar, accentul deja va fi pus mai mult pe conducție, în principal, care deja deține un procentaj mai mic. Iată de ce. Ca să puneți folie termoizolantă cu strat de aluminiu și apoi să o acoperiți cu, de exemplu, cu o șapă de beton, acea folie nu va funcționa, pot spune că mai deloc. Efectele vor fi doar în funcție de conductivitate, nu și radiație, care, repet, are nevoie de un spațiu de aer în care să aibă loc reflecția și emisivitatea radiației. Și în final, ca o mică paranteză, menționez că uneori nu este vorba doar de un strat de aer, ci și de vid. De exemplu, știu că în anul 1955, la cererea Agenției Spațiale NASA, un inginer pe nume Clark Beck a creat tehnologie reflectivă, încercând să găsească o soluție de protejare a astronauților de temperaturile extreme din timpul ieșirilor în spațiu. Se spune că dacă ar fi folosit alte materiale termoizolante tradiționale, costumele lor ar fi trebuit să fie groase de circa 2-5 metri. Oricum, nu el a inventat foliile respective. Sunt mențiuni că și în anul 1945 unii au inventat-o, în alte mențiuni sunt chiar și în anul 1925 sau chiar mai devreme, însă cu siguranță acest inginer a îmbunătățit mult această tehnologie. Înainte să vă spun la revedere, eu sper mult că explicațiile care am dorit să vi le ofer au fost înțelese de dumneavoastră. Dacă v-a plăcut, un like, un share și o abonare. Și apropo, avem și un canal de donații pe Patreon. Mă rog, cine dorește, poate să ne servească cu o cafea. Deja în videourile viitoare o să vin cu o analiză a avantajelor și dezavantajelor foliilor izolante reflective cu strat de aluminiu. La revedere!